maximă după ce un bărbat a fost diagnosticat cu antrax. Bărbatul de 65 de ani dintr-o localitate botoșeneană a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute la Spitalul Județean cu suspiciune de antrax, iar în urma investigațiilor care a fost supus la Botoșani s-a stabilit că are această boală infecțioasă. Foarte important, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență se întrunesc astăzi pentru a discuta despre măsurile care trebuie luate în acest caz. Discutăm subiectul cu domnul Gheza Molnar, medic boli infecțioase. Bună dimineața! Bună dimineața! Cât de periculoasă este această boală? Boala este o boală infecțioasă care este destul de periculoasă, mai ales în cazul în care leziunea antrax sau infecția antraxului este neglijată și nu este tratată din timp. De obicei se ia de la animale, de ierbivoare. Este o boală a animalelor ierbivore, dar în schimb se poate transmite și la om, în primul rând pe cale cutanată, deci apare pe, ca și leziune cutanată, dar poate să aibă și manifestări pulmonare printr-o pneumonie foarte gravă și deseori letală, sau în cazul consumului de produse de carne infectate, formă gastrointestinală. În cazul în care este depistată la timp, boala poate fi vindecată, adică pacientul poate scăpa fără urmări? Da. În cazul în care boala este depistată din timp și este tratată și îngrijită corespunzător, se tratează cu antibiotice, boala este vindecabilă și fără nicio discuție pacientul se recuperează 100%. Cât de ușor se transmite de la o persoană la alta? Pentru că citeam în articolul celor de la botoșan.ro că și fata acestui pacient de 65 de ani este suspectă de antrax. S-au făcut analizele, dar așteaptă medicii să aibă rezultatele. Acum, transmiterea nu este cu intensitate mare și cu frecvență prea mare, mai ales între oameni. Dar este posibilă în cazul în care leziunea este cutanată, deci antraxul, pustula malignă, antraxul, este cutanat, atunci desigur că atingerea sau trecerea pustulei respective la o altă persoană este posibilă, dar repet încă o dată, nu este cu transmisibilitate crescută și nu este prea frecventă ca să fie transmisă între oameni. În cazul în care, iată, medicii constată că un pacient are antrax, ce trebuie făcut? Care este procedura? Se fac analize la toți membrii familiei, mediul unde lucrează? Ce se face atunci? În primul rând, se face o anchetă epizootologică, adică medicii veterinari, împreună cu medicii umani, caută sursa de infecție. Pentru că s-ar putea ca să fie răspândită și la alte animale din gospodărie sau din anturajul bolnavului. În al doilea rând, fără nicio discuție, medicul uman face o anchetă epidemiologică la familia persoanei respective sau în cazul în care se suspicionează că a fost consumat produsul de carne sau produsele rezultate de la animalul bolnav, atunci se extinde spre toți consumatorii. Diagnosticul este atât clinic în cazul în care se manifestă prin simptomatologie cutanată sau pulmonară, cât și în cazul celui cutanat, foarte ușor se poate izola în laborator bacilul antrax care se identifică. Mulțumim foarte mult, a fost medicul Gheza Molnar, specialist boli infecțioase. Mergem mai departe.